Salutare, salutare! Pentru că foarte mulți m-ați întrebat de ce s-aprinde la Golf 5 martorul de airbag, astăzi aș vrea să vă arăt despre ce este vorba. Am chiar Golf 5 meu, care în dimineața asta mi s-a aprins martorul de airbag. Avem martorul aprins, RB Fault. Am să vă arăt în acest filmuleț exact despre ceea ce este vorba. Am conectat testerul VCDS-ul, da? Și vom merge pe canalul airbag-ului, pe modulul de airbag, să vedem defectul. Ia să vedem ce defect ne dă. Bun. Side airbag ignition driver side. Deci este vorba de airbagul lateral al scaunului de la șofer. Vom demonta scaunul. Eu o să-l demontez ca să-mi fie mai ușor. Și voi vedea exact ce se întâmplă. Problema este din mufă, e o problemă întâlnită la Golf 5 în general, nu știu dacă și la Octavia 2. Ori iese mufa, ori e problemă din pinii din mufă. Așa cum am zis, eu o să demontez scaunul, că nu are decât 4 șuruburi, și voi vedea exact despre ce se întâmplă acolo, despre ce e vorba. Eu am demontat scaunul, așa cum spuneam, pentru a fi mai ușor și mai accesibil de a ajunge la mufă. Scaunul nu se demontează foarte greu. Pe șine, deci pe cele două șine, aveți două șuruburi în față și două spre spate. Ca să demontați aceste șuruburi, da? Aceste șuruburi, aveți nevoie de un tors de M10. Da, demontați, efectiv îl dați pe spate. Eu am desfăcut și mufa. Aceasta este mufa de la airbag-ul scaunului. Da? E, problema este aici undeva. Nu știu cât de bine. Ba, da, se vede foarte bine. Cu acești pini, da? Care se slăbesc efectiv. Și nu mai intră perfect aici în mufă, nu știu dacă se vede. O să-i strângem un pic și pe cei de aici din interior cu un vârf de șurubeniță, cu orice sculă un pic mai ascuțită, da? Cât și pe aceștia o să, deci practic îi împingeți un pic în jos, da? Nu foarte tare să nu se rupă. Cam asta este. Vom pune din nou testerul și vom șterge defectul, după care vom face o probă să vedem dacă se mai aprinde. Da, deci despre asta este vorba, despre mufa de aici și mufa de aici. Am conectat din nou testerul pentru a șterge defectul. Am intrat din nou pe modulul de airbag, calculatorul de airbag. Dăm citire. Dăm o ștergere. Dăm fault code. Mai ne verificăm o dată. Dăm fault. Close. Ok, haideți să vedem dacă și din bord a dispărut. Vom porni mașina să nu avem vreo surpriză, să se aprinde din nou. Nu s-a aprins, lucrarea s-a efectuat cu succes.
Dacă v-a plăcut filmulețul, nu uitați să vă abonați și la canalul meu de YouTube. Eu sunt Eugen, vă mulțumesc și vă doresc o zi cât mai frumoasă și spor la treabă.